Și o să încep de la ideea care a pornit și de la concept. Cred că era foarte important să existe în oraș un hub, un nod, ceva care să încheie la oaltă toate eforturile care există pentru tineret. La momentul actual, Turda s-a dezvoltat extraordinar de mult în ultimii ani și segmentul pe unde are nevoie cel mai mult de dezvoltare este în continuare partea de tineret, pentru că ei sunt viitorii antreprenori ai acestui oraș care vor da locuri de muncă, ei sunt viitorii angajați care vor crea valoare în acest oraș, sunt viitorii părinți care vor crește copii, sunt stâlpii care vor constitui comunitatea peste 50, peste 60 de ani. Și este datoria noastră, a tuturor generațiilor care suntem acum, să le facilităm un mediu în care într-adevăr să-și dezvolte întregul potențial. Vedeți că nu se numește doar centru de tineret, numele, deși pare un pic mai lung și pompos, vrea să înglobeze cele trei direcții de dezvoltare. Se numește Civic. Prima parte este centru, urmată direct de inițiative pentru tineret, IU. Ce vrem prin asta și care sunt direcțiile de dezvoltare pe care le urmărim? Ne dorim să existe un spațiu, și acum există cu patru încăperi în care tinerii se pot întâlni, în care orice grup informal de tineri din oraș poate să vină, dacă vine o idee fantastică pentru ceva ce poate să facă în oraș, cât de mică este, dacă este a lor, să se întâlnească, să vadă cum o pot implementa. Deci asta e partea de inițiative de tineret. Mai e partea de voluntariat, unde ne-am dorit să fie un hub pentru toate ONG-urile din oraș fără posibilități, care până la urmă fac o muncă non-profit pentru dezvoltarea orașului, să aibă abilitatea să-și crească impactul muncii respective și să dezvolte și mai multe proiecte pentru toți cetățenii orașului. Da, este adevărat. Până acum a fost un drum destul de greu, dar am ajuns în punctul în care suntem o mână de tineri, care suntem și ne dorim să fim un grup autonom, care ne dorim să construim proiecte și să lăsăm amprenta noastră și ceea ce am învățat noi până acum și de mult ne-am dezvoltat noi până acum și generațiilor care urmează. Într-adevăr, suntem o mână de tineri liceeni, unii dintre noi chiar minori, care muncesc și sunt conduși de aceeași idee. Ideea de schimbare, ideea că ne dorim ceva mai mult de la noi și de la comunitatea noastră, ideea că vrem să-i dezvoltăm și pe ceilalți și vrem să creăm contextul pentru ceilalți pentru a se duce mai departe de un nivel standard. Vă spun că atâta proactivitate sau acești tineri atât de proactivi trebuia odată și odată să găsească un salaș. Mi-aduc aminte, acum mulți ani eram în Consiliul Local, poate că sunt 20 de ani de atunci, când Nicu Roșu, astăzi, deja având o vârstă aici cu noi, propunea un astfel de centru pentru tineret, dar pentru asta ai nevoie de foarte multe prerogative. În primul rând, trebuie să ai primarul care să vrea. Fără să vrea primarul, nu se întâmplă nimic. În al doilea rând, poate că la momentul respectiv noi nu eram pregătiți pentru o asemenea activitate pentru tineret, sau nu era înțeleasă o astfel de activitate, sau poate că, mai bine spus, tinerii nu erați băgați așa în seamă cum sunteți astăzi. Și este bine că se întâmplă așa, fiindcă noi de-aia existăm, să vă creăm calea, să vă asigurăm condițiile ca voi să vă dezvoltați așa cum sunteți voi, cu ce credeți voi, să nu vă poată impune nimeni nimic. Sigur, în condiții decente, cu un comportament adecvat, civilizat, dar să aveți posibilitatea, cei care nu aveți, să aveți un astfel de centru unde să vă puteți desfășura fiecare ca individ. Să puteți avea conferințe de presă, să puteți avea meeting-uri. Sigur, poate că acest spațiu la acest moment este suficient, dar s-ar putea ca în scurt timp să devină insuficient. Asta va depinde de voi, de cei care ați accesat acest proiect și pentru asta vă felicit pe tot. Cu 12 ani și domnul Leonardo, în începutul discursului dânsului, spunea că
a făcut istorie la Tuzla, dar astăzi se deschide primul centru. Vă felicit, așa este, este primul centru de tineret. Acest lucru n-ar fi fost posibil fără efervescența noastră a tinerilor, fără sprijinul primarului prezent aici, a Consiliului Local. Vreau să vă spun eu, care am trăit momentele respective, că eram directorul Ministerului Tineretului și Sportului și eram și consilierul local și am inițiat, prin hotărârea la vremea respectivă, înființarea unui centru de tineret și am spus foarte clar, la 17 din 30 octombrie 2007, se împlinesc 12 ani, organizarea și funcționarea unui centru de tineret. A fost votat în unanimitate. Domnul primar era consilier. Urmea să transpunem în practică. Vreau să vă spun că am înființat centru de tineret la Câmpia Tuzii și la Mie Viteazul și am avut insatisfacția să nu pot organiza la noi în localitate. Spunea domnul primar că trebuie să și vrea primarul. Eu îi spun că trebuie să și poată. Shooting star.